Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, președintele Comisiei Tehnice a FRF, Mihai Stoichiță, secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, și managerul departamentului competiție al FRF, Felix Grigore, s-au întâlnit astăzi la sediul primăriei municipiului Hunedoara cu primarul Dan Bobouțanu, cu care au discutat mai multe aspecte legate de activitatea clubului sportiv Hunedoara. Accentul a căzut în principal pe dezvoltarea centrului de copii și juniori din cadrul clubului, o idee care se regăsește, de altfel, și în planurile de dezvoltare gândite de Federația Română de Fotbal la nivel național. Sunt încântat că ceea ce gândesc dânsii în frunte cu președintele Federației Române de Fotbal poate fi impus în practică la Hunedoara. Dacă ceea ce ar fi gândit nu s-ar fi mulat pe ceea ce gândim și noi, nu vedeam rostul de a ne implica atât de mult în fotbal. Până la urmă, abordarea aceasta cu centre de copii și juniori este abordarea corectă și cum federația are o astfel de abordare pe care o avem și noi, ne-am înțeles de minune, de aceea am și stat de povești aproape oră. Echipele de tradiție propun un angajament ferm în relația cu suporterii, iar atunci când aceste echipe de tradiție au și capacitatea de a aduna zeci, sute de copii care să joace fotbal în localitățile respective, acest lucru nu poate decât să ajute la dezvoltarea fotbalului. De fapt, aceasta este și viziunea pe care o avem ca și federație, pentru a putea să continuăm să dezvoltăm fotbalul ca și un fenomen social. De aceea ne-am bucurat foarte mult astăzi în această întâlnire la Primăria Hunedoara să vedem o viziune identică cu a noastră a Federației Române de Fotbal când vine vorba de copii și juniori. Și am rămas foarte surprins să văd această abordare și un număr foarte mare de copii care astăzi au posibilitatea să joace din nou fotbal la Hunedoara. Discuțiile de astăzi au mai vizat și proiectele de infrastructură sportivă pe care le vom demara acasă la Hunedoara. Mai exact, vechiul teren de zgură din apropierea actualului stadion, zonă în care se va amenaja un teren de fotbal de dimensiuni omologate UEFA și FRF, cu instalație de nocturnă, tribune pentru 500 de spectatori, vestiare, parcare pentru autoturisme și autocare, respectiv realizarea unui stadion nou, ambele prin Compania Națională de Investiții. O promis sprijin pentru acel proiect privind terenul de antrenament pentru copii și juniori. Este un proiect care a pornit de la inițiativa președintelui Burleanu. Noi deja am depus documentația la Compania Națională de Investiții și urmează să analizeze toate documentele și să înceapă construcția pe fostul teren de zgură, pentru hunedoreni spun acest lucru. De asemenea, au promis sprijin pentru noul stadion de la Hunedoara, le-am prezentat și lor planșele, tot ce avem noi făcut de către proiectant până la această oră. Și evident ne-au încurajat că într-adevăr mergem pe drumul cel bun. Ceea ce ne dorim chiar în anul acesta este ca Compania Națională de Investiții, care e un partener al nostru în acest proiect investițional de aproximativ 150 de baze sportive la nivel național, este ca Hunedoara să beneficieze de o asemenea investiție. E o investiție extrem de importantă, mai ales la nivel de copii și juniori, dar și în sezonul rece, fiindcă este o investiție de aproximativ 1,5 milioane de euro plus TVA, care înseamnă un teren cu gazon artificial, instalație de nocturnă, tribună de 500 de locuri, vestiare, spații de parcare și inclusiv un teren de mini fotbal presupune această investiție. Dincolo de acest proiect, care este, trebuie să recunosc, este pentru prima dată după anii 70-80, când din nou statul se uită către fotbal ca și oportunitatea de a investi. Un alt proiect investițional care va face sens pentru Hunedoara este cel reprezentat de noul stadion. Fiindcă în momentul de față un stadion reprezintă un element de modernitate, iar așa cum ați reușit să dezvoltați orașul prin prisma numărului uriaș de turiști pe care îl aduceți astăzi, e bine, această dezvoltare urbană, din punctul nostru de vedere, are nevoie de o investiție și într-un stadion. Și așa cum spuneam, un stadion reprezintă un element de modernitate, iar fotbalul astăzi nu se mai poate dezvolta pe infrastructura din anii 70-80. La finalul întâlnirii, președintele FRF a primit din partea primarului municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, un tablou cu stema Corvinului, precum și un tricou de joc în culorile echipei simbol a orașului, inscripționat cu numele său și cu numărul 10. Ce?
chiar de la centenar. A fost centenarul. Nu sunt multe echipe care sărbătoresc centenarul.